Steaua a pierdut dubla manșă din play-off-ul Ligii Campionilor în fața Ciordei a Ludogorets și a ratat astfel șansa să aducă din nou nume mari la București. Echipa lui Cosmin Moții nu a avut noroc la tragerea la sorți de la Monte Carlo, acolo unde a fost repartizată în grupa B alături de Real Madrid, Liverpool și Basel. O altă grupă interesantă este grupa E, din care fac parte Bayern München, Manchester City, AS Roma și ŠSKA Moscova. Specialiștii spun că această grupă este cea mai echilibrată dintre toate. Șahtiorul lui Mircea Lucescu a avut șansă și a picat în grupa H alături de Porto, Athletic Bilbao și Bate Borisov. Fostele adversare ale Stelei din sezonul trecut al Ligii Campionilor, Chelsea și Schalke 04, se vor întâlni din nou în acest an în grupa G, din care mai fac parte Sporting Lisabona și Maribor. Grupa A este formată din Atletico Madrid, Juventus, Olympiacos și Malmo. Din grupa A ce fac parte Benfica, Zenit, Bayer Leverkusen și AS Monaco, în timp ce Arsenal, Borussia Dortmund, Galatasaray și Anderlecht au completat grupa D. Barcelona a fost repartizată în grupa F și va juca cu PSG, Ajax Amsterdam și apoi Nicosia. Primele meciuri din faza grupelor vor avea loc pe 16 și 17 septembrie.